Ceau? Pentru cine nu mă cunoaște, sunt Diana. Vreau să vă spun două lucruri despre mine. M-am născut ca educatoare. Am ajuns în Italia și aici am fost constrânsă să-mi schimb total activitatea. Am devenit asistent notarial, agent imobiliar și mediator financiar, expert în plăți și contribuții, după care viața m-a obligat, m-a constrâns să-mi schimb total activitatea și drumul. Vreau să-l citesc pe Freud, care spunea Sunt un om norocos, pentru că în viață nimic nu mi-a fost ușor. Și este adevărat. Atunci când nimic nu e ușor, iei alte străzi. Îți deschizi mintea, începi să schimbi ceva în, în tine, în atitudinea ta, în modul tău de a fi, în modul tău de a gândi, de a te pune în fața celorlalți. Și, ca să-l citesc pe Marele Gandhi, spunea, fi lumea pe care o vrei în jurul tău. Dacă vrei să schimbi lumea, începe cu tine. Și cine spune, Nu mă mai pot schimba. Nu știe. Că se poate schimba. Am luat alte străzi și am început să studiez disciplinele holistice. Lumea olistică este nemaipomenită. Uh, Mi-a plăcut această, această disciplină olistică pentru că înseamnă totalitate. Vine din limba greacă, olos, și înseamnă totalitate. Ceea ce înseamnă că omul este văzut în totalitatea lui cea mai deplină. Minte, inimă, corp, spirit, nu doar trup. Și am încercat un lung percurs formativ, Tetailing, Reiki, am ajuns să-mi iau masterul Reiki, m-am diplomat în Științe holistice, bionaturale, în special sunet vibraționale, care ajută extraordinar de mult la armonizarea energetică a întregului corp. Am făcut radiestezie energetică, psihodinamică aplicată și multe, multe alte cursuri. Toate aceste cursuri mi-au deschis un alt drum și o altă viziune despre lume, despre viață, despre relații. În așa fel încât mi-am dorit să fac cursurile de neuroprogramare lingvistică, PNL, și cursul de Mental Coach. Aici alte străzi nemaipomenite s-au deschis și s Lărgit efectiv în fața mea și, mulțumită acestora, am descoperit un lucru nemaipomenit: că noi suntem unici, unici, autentici, genuini, că nu există perfecțiune, dar nici imperfecțiune. Noi suntem perfecți în imperfecțiunea noastră. Următorul curs pe care îl frecventez în acest moment de facilitatori în constelații familiare, m-au făcut să înțeleg că tatăl fondator Bertelinger spunea că toți oamenii sunt castelele. Fiecare stea este importantă pe bolta cerului, în univers, în galaxia lui și nimeni niciodată nu o va putea înlocui, nu o va putea substitui și nu va putea să creezi un prototip imaginar și fals al personalității altuia. Nu vreau să fac ședință de psihologie, psihiatrie, pentru că nu sunt un psihiatru, nu sunt un psiholog. Vreau doar să vă fac un cadou pomenit. Așa consider eu. Sper să-mi confirmați că este un cadou plăcut. Dați în faptul că suntem la Crăciun, toată lumea caută frenetică acele cadouri minunate, perfecte, nemaipomenite, călătorii, haine, lucruri firmate, bijuterii. Eu m-am gândit să vă pun sub pomul de Crăciun niște învățăminte, principii, idei, consilii, de cum să petrecem niște sărbători frumoase, cum să reușim să gestionăm emoțiile și sentimentele pe care putem să le avem, posibil contrastante în această perioadă, pentru că, în mod clar, ne vom întâlni cu persoane, cu rude. Pentru care probabil nu avem aceleași sentimente deosebit de plăcute, și va trebui să înfruntăm, totuși, cu surâsul pe buze și cu bucurie și fericire aceste sărbători. Am văzut un film nemaipomenit, Castelul de Sticlă, extraordinar, în care o frază nemaipomenită m-a făcut să, 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 să mă gândesc la unicitatea fiecăruia dintre noi. La un moment dat există această frază aproximativă, pentru că motamon, nu știu dacă vă -o, -o citez corect: Te-ai născut în această lume ca să schimbi lumea, nu ca să fii la fel, egală și comună cu toți ceilalți. Haideți să fim unici. Haideți să descoperim fiecare unicitatea din noi. Să vedem în ce mod putem să strălucim. Ca steaua de Crăciun, dar va trebui să ne privim înăuntru nostru. În fiecare zi am să vă postez unul dintre aceste principii. O să iau citate de la mari filozofi sau de la persoane foarte importante care studiază omul în totalitatea lui de mult timp și am să încerc să vă Dau aceste sfaturi, reguli pe care sper să le modelați, să le plasmați în așa fel încât să fie adaptabile la, la, la modul vostru de a fi, să le modelați după necesitățile fiecăruia dintre voi. Am descoperit în ședințele de coaching pe care le fac, în special cu tinerii, că au zeci de temeri. Frică, prejudicii, preconcepte, care îi încarcerează în, în, în această uh, mare pușcărie a minții, să spunem așa. Și rămânem blocați în, în, în ideile acestea, crezând că, că așa trebuie să fie. Eu îmi doresc ca acest uh, mic cadou al meu să fie un lucru plăcut și gradit vouă. Sper să fie util, în primul rând. Este umil. Dar, din punctul meu de vedere, este un cadou pe care îl fac din tot sufletul vouă, iar voi să faceți ceea ce considerați mai bine cu ideile pe care vi le dau și să le puneți în practică în așa fel încât să petreceți un Crăciun Splendid, superb, iar voi să fiți steaua de Crăciun. Haideți să strălucim cu toții. Pe curând.